S-a întâmplat că ne-au dus cu școala, cu grădinița, la teatru, cu grădinița. Și am văzut la Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad, pentru că acolo am copilărit, deși sunt născut la Baia Mare. Am văzut un spectacol, Cocoșelul Neascultător. Foarte mulți ani de atunci. Cred că aveam 4 ani, 5 ani. În perioada aia, perioada în care am crescut, exista un festival de teatru de amatori, formații artistice de amatori, intitulat Cântarea României. Am urcat pe scenă de atunci, cam din vremea aia, la 5 ani, 4 ani și ceva, 5 ani. Și îmi amintesc și acum primii pași pe scenă. M-am îndrăgostit de scenă, firește. Mi-a plăcut primul spectacol pentru copii pe care l-am văzut. Apoi am continuat așa. Să merg la teatru, să văd spectacole, să am apariții. Am luat locul întâi pe țară la Cântarea României. De 2 ori. Odată locul 2 ca interpret individual. Am scris o piesă de teatru în care am jucat, pe care am și regizat-o, în care am și jucat și în care a jucat și colega mea de la Craiova, Petronela Zurba, colega mea de clasă. Și vă dați seama că drumul era deja clar. Era limpede ce voi face și până atunci spuneam că vreau să mă fac actor, dar în clasa a 6-a mi-a fost limpede că ăsta este drumul. Apoi în clasa a 7-a. Stând de vorbă cu un actor al Teatrului Victor Ion Popa din Bârlad, un doljean din Mârșani, Florin Predună, văr bun cu solista de muzică populară pe care o știm, răposata, Ionela Prodan. Și el mi-a spus, vezi că dacă vrei să te faci actor, întâi și întâi trebuie să termin liceul, că era și opțiunea pe vremea aia de a face o școală profesională. Nu aveam câtuși de puțin de gând să merg pe drumul ăsta, dar el mi-a spus că trebuie să-ți iei diploma de bacalaureat, apoi să te înscrii la IATC și să dai examen la IATC. Iată că așa am aflat de existența unui institut de teatru în România. Până atunci mai ascultam un disc al lui Am Zapelea cu celebrele lui povești, cu Neamărin, cu Sucă, cu alea și așa mai departe. Învățasem ceva, pentru că sunt fiu de militar, de subofițer, învățasem Sucă la armată. Și tatăl meu mă punea de fiecare dată, ia mai spune tu chestia aia cu Sucă la armată, că îmi place. În urma unui concurs pe care l-am dat, l-am susținut în luna octombrie a anului 90, am fost angajat actor corp ansamblu la Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad, unde am stat o stagiune, după care am mers din nou la concursul de admitere la Iași, la Facultatea de Teatru, secția Art Actorului Mânuitor de Păpuși și Marionete, unde am intrat și apoi am continuat, mi-am început și continuat studiile, am fost actor colaborator și apoi angajat al Teatrului pentru Copii și Tineret Lucea Făru din Iași. La sfârșitul facultății am dat concurs la Teatrul Național din Timișoara, pe care l-am luat, și apoi mi-am început activitatea de actor profesionist. Figurație, firește! În primul spectacol în care am jucat, Tichia cu clopoței de Luigi Pirandello, regia Vasile Mălinescu, scenografia Niculae Ularu, tatăl Anei Ularu. Așa era pe atunci scenograf al televiziunii române. Și treceam la finalul spectacolului prin scenă cu o altă colegă de bână. Da. Primul rol pe care l-am primit a fost imediat după
Tichia cu clopoței în Goldoni. O întâmplare cu Haz, jucam rolul Pepino. Regia Mușata Mucenic. Scenografia Adriana Raicu Petre, profesor universitar, doctor la Catedra de Scenografie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică București, în momentul acesta. Mi-a plăcut să spun povești. Mi-a plăcut să apar în fața publicului. Mi-au plăcut aplauzele. Îmi dădea o stare de bine. Îmi dă în continuare o stare de bine apariția în fața publicului. Faptul că oamenii se bucură de ceea ce arăți tu acolo pe scenă, m-au făcut să îmbrățișez, să îndrăgesc această meserie și să merg, iată, cât se poate de înainte, ca să nu zicem de sus, cât se poate de mult înainte în această meserie. Și sunt bucuros că aproape tot ce mi-am propus nou, când am început această meserie, am îndeplinit, ba mai mult. Am primit și multe lucruri la care nu m-aș fi gândit. Și pentru asta sunt foarte mulțumit, foarte liniștit și împăcat. Și bucuros, firește. De departe, întâlnirea cu Silviu Purcărete a fost cea mai importantă întâlnire a vieții mele și continuă să fie ori de câte ori am ocazia. Asta s-a întâmplat în 2003 la Teatrul Național din Craiova, unde eu, după cum v-am spus, venisem de la Teatrul Național din Timișoara și venisem pentru faptul că în 98 Teatrul Național din Craiova atunci era, nici acum nu e mai jos, dar era în vârful ierarhiei teatrelor din România. Și vorbim despre proiecte, în primul și în primul rând, că astea sunt cele mai importante. Teatrul Național din Craiova la vremea aia avea cele mai importante, cele mai vizibile proiecte artistice și sigur că am fost atras de ele. Eu am spus, în 98 mi s-a propus și domnul Boroghină vă poate confirma, mi s-a propus să rămân la Timișoara, să merg la Teatrul Național din Cluj, să merg la Teatrul Național din București și să vin la Teatrul Național din Craiova. Și am ales Teatrul Național din Craiova. Deci domnul Boroghină e responsabil da. Cu acest fapt. Și îi mulțumesc. Și o să-i mulțumesc toată viața că m-a invitat să fac parte din colectivul acestui teatru. Și am ales, spun eu, precum fotbaliștii. Cum adică că fotbaliștii? Care e echipa care joacă în Liga Campionilor? Acolo merg. Și așa am ales Craiova. Pentru că era teatrul, trupa cu cele mai bune, cele mai atractive proiecte artistice. Noaptea de la spartul târgului, Măsură pentru Măsură și Furtuna. Când domnul Purcărete a făcut Orestia, a montat Orestia în 97, cred că începutul lui 98, nu mai țin minte exact, după care am apărut și eu și ne-am reîntâlnit, a revenit la Craiova în 2003 sau 2004, dar cred că 2003 și i-am spus, domnul Purcărete, vă aștept de 5 ani sau câți ani era, de 5 ani vă aștept. S-a distrat, cred. Și de atunci, de câte ori ne întâlnim, întâlnirile pentru mine sunt o foarte mare bucurie. Am învățat esențialul de la Silviu Purcărete și nu mi-a predat lucrurile astea ca la școală, ci le-am văzut, le-am furat, le-am înțeles, le-am aprofundat și pentru faptul că am jucat, am colaborat cu foarte mulți regizori cărora le mulțumesc, am putut să fac diferența. Silviu Purcărete este incontestabil brâncușul teatrului românesc, este George Enescul teatrului românesc și
Sigur, am fi bucuroși să se mai nască cât de curând un altul și un altul și un altul, dar până atunci consider că Silviu Purcărește este cel mai important artist de teatru român, în ultimilor vremuri cel puțin. Unii spun că sunt amuzant câteodată, alții spun că sunt chiar nesuferit. Nu știu. Îmi place să râd și să fac oamenii să râdă. Dacă nu ești atent, pici și repede în saltimbancărie, să zic așa. Devii saltimbanc și nu asta este, nu asta înseamnă un actor de comedie, nu înseamnă să faci publicul să râdă cu orice preț. Atunci te dai peste cap, scoți panglici din urechi, din asta și faci să râdă, dar nu așa, într-un mod mult mai elegant, mai subtil, mai ales. Vedeți că n-am părăsit teatrul, da, clădirea. Tot acolo am fost. Și că dacă am regizat, și aici am regizat la Craiova și atunci când am fost manager la Vâlcea sau la Pitești, au fost alte ipostaze ale acelui așa om de teatru. Regizorul este creatorul de spectacol, actorul este creatorul de roluri, directorul este creatorul de evenimente, este producătorul spectacolului. Așa că sunt legate între ele, sunt ipostaze diferite, dar tot sub același acoperiș și în aceeași direcție a spectacolului, a realizării de spectacole, a realizării de opere de artă. E un rol pe care vrei să-l faci? Oricând Caragiale și Shakespeare. Oricând Caragiale și Shakespeare. Sunt doi autori cu care eu m-am împăcat foarte bine tot timpul și de fiecare dată când am interpretat, am jucat în piese semnate de acești mari autori ai lumii, aș zice, Shakespeare cu siguranță, m-am simțit în largul meu. Pentru că poveștile sunt clare, mesajele sunt clare, sunt ample, sunt lumile pe care le-au redat respectivii autori în acele lucrări sunt absolut fascinante. Sunt și actuale? Din păcate, Caragiale este mai actual ca niciodată și mi-amintesc în urmă cu câțiva ani, cu 7-8 ani, un interviu la Radio România, Radio Oltenia Craiova, discutam cu colega dumneavoastră Gabriela Rusu Păsărin și îmi spune aceeași întrebare. Mai este actual Caragiale? Din păcate, da, a fost răspunsul meu și iată spun și acum. Din păcate, Caragiale e mult prea actual. Avem aceleași obiceiuri, aceleași scrisorici pierdute, adică șantaj, dacă nu faci așa, se întâmplă așa. Am trecut printr-un șantaj despre care n-am să vorbesc niciodată. Așa. Fost, în fine, am simțit... S-a verificat în viață, nu? Da, da, da. Da. Și sper să rămână așa, Caragiale, să rămână o chestie, dumne, chiar așa, și la care doar să ne uităm cu ochii urâți, știi? Cum, dumne, chiar s-au întâmplat lucruri, chiar a existat această lume? Ar fi tare frumos. Viitorul teatrului îl văd foarte luminos dacă se mai schimbă câte ceva din când în când, dacă s-ar schimba. Pentru că cred că este înțepenit într-un sistem
vechi, necompetitiv. Care ar fi alternativa? Pe contract, pe perioadă determinată, toată lumea. Cel care intră în sistemul de teatru acesta, competitiv aș zice, cu contracte pe perioadă determinată, trebuie să știe de la început, de la prima opțiune, da? Atunci când alegi între a face teatru sau a fi profesor de limba română, engleză sau mai știu eu ce. Nu? Trebuie să știi de la început ce te așteaptă. Acum ar fi greu pentru cei ca mine, ca știu eu, ca alții care am apucat un sistem, am știut că asta fac, mi-am construit viața prezentă și viitoare și aia care a fost în acest sens. Dar ea trebuie să, lucrurile astea trebuie să se oprească la un moment dat și să reformăm, să avem curaj să reformăm teatrul românesc, tot de stat, că e foarte important să ajutăm cu bani de la buget teatru, pentru că este foarte scump. Este foarte scump teatru, da? Costă foarte mult și aceste costuri se regăsesc, că ar trebui să regăsească în prețul biletului. Pentru că noi spunem, da, domnule, biletul cât e la teatru? 30, 40, 50, 70, 10 lei, diferă de la spectacol la spectacol. Dar în prețul acelui bilet, lumea uită că există o subvenție uriașă de 90%. Și prețul real al biletului de teatru este unul foarte mare, 300, 400, 500 de lei, pentru că în mod normal, în prețul biletului la teatru ar trebui să se regăsească și salariul meu, și salariul directorului, și salariul portarului, și producția, și energia electrică, și energia termică și toate celelalte. Acum, după, practic, după 5 ani, te întorci la ipostaza de actor și cum este? Ți-a fost dor? Ai emoții acum? Mă renasc ca actor, revin la, la ceea ce am făcut aproape toată viața, la a sluji publicul din ipostaza de interpret. Nu e foarte greu să revin la, la această ipostază. Eu sunt bucuros. Vedem pentru cât timp. Pentru că eu sunt un tip neastâmpărat. Nu stau locului. La Galeria Arta din Craiova, artistul vizual Claudia Mandi și-a invitat publicul la o expoziție de pictură intitulată Antichita Imaginata. Marcată de o lungă ședere la Roma pe parcursul unei burse de studiu, artista a întreprins cu minuțiozitate un vast inventar de urme ale trecutului antic, iar în această expoziție încearcă contextualizarea lor într-un limbaj contemporan. Antichitatea, eroii săi, miturile sale, au inspirat-o la reconstrucții complexe. La Roma, Claudia Mandi a descoperit că operele antichității sunt încărcate de emoție, că freștele, sculpturile sau bazoreliefurile dezvăluie sentimente umane puternice și că artiștii antichității își hrăneau capodoperele cu propriul suflet. Toate aceste impresii au făcut-o să acorde un loc important moștenirii antice în opera sa și să reflecteze, din diferite perspective, la memorie și timp, la relația dintre antichitate și cultura contemporană.
pictura a Claudiei Mandi este o provocare, o provocare intelectuală, pentru că înainte de toate, o astfel de pictură vorbește spiritului, gândului și mai puțin simțurilor. Este o pictură care te aruncă într-o istorie a gândirii, într-o istorie a devenirii artei. Relația pe care am avut-o cu pictura Claudiei Mandi a fost una absolut șocantă. Am întâlnit-o pentru prima dată și am luat cunoștință cu pictura ei acum 4 ani. Am și cumpărat atunci un tablou, pentru că am fost absolut obsedat de obsesiile ei. M-am gândit imediat ce poate să însemne această obsesie pentru antichitate într-un moment al postmodernismului, într-un moment al dezlunării ideilor, al patinajului intelectual, al lipsei de vectori axiologici. Și m-am gândit că de-a lungul istoriei întotdeauna antichitatea a salvat momentele de epigonism. Renașterea a fost o salvare a culturii, după aceea clasicismul a fost o salvare tot prin antichitate, prin descoperirea antichității, a marilor teme. Am gândit că în momentul acesta Claudia Mandi nu face o pictură, ci face până la urmă un fel de terapie prin pictură, un fel de terapie a gândului, un fel de terapie a gustului și pune în tablourile sale un fel de frondă față de lipsa de valoare, lipsa de axe tematice ale picturii noastre contemporane. M-am gândit de asemenea la Pelmuș, care și el apelează la antichitate, evident la antichitatea egipteană, nu neapărat la cea greco-romană. Și în felul acesta am făcut o primă corelație între doi pictori contemporani care încearcă să explice cumva ceea ce se întâmplă astăzi în lumea gândului și în lumea reflecției prin pictură. După aceea, privind mai atent, am gândit că toată această ființă deslânată, toată această ființă esențializată pe care ea o surprinde în foarte multe ipostaze, ne poate trimite la Giacometti și prin Giacometti tot la ipostazele antice, pentru că la un moment dat, dacă privim sculpturile lui, sunt practic niște cartușe antice care sunt volumizate la extrem. Și dacă ne gândim numai la Guggenheimul de la Paris, unde el are câteva sculpturi, putem să ne dăm seama despre această relație. Apoi, la toată această vânzoleală de trupuri care încearcă să-și caute sensul în viață, ne duce evident cu gândul la Dante și aș putea spune că pictura ei este un fel de infern optimist. Este un infern invers, pentru că toate aceste trupuri nu sunt pedepsite, toate aceste trupuri se caută și caută un sens în lumea picturii ei. Primele elemente culturale, acel optimism istoric al dezvoltării noastre culturale, care se găsește în perioada greco-latină, devine un fel de drog perpetu pentru absolut toți artiștii, indiferent că sunt pictori, muzicieni sau scriitori. Claudia Mandi face un fel de esențializare a ipostazelor, nu vorbesc despre tipologii, pentru că e departe de a fi realistă pictura ei, vorbește despre ipostaziere existențială a tuturor personajelor, să spunem, din istorie, vorbim din istoria greco-latină. Vorbim despre războinic, vorbim despre hetairă, vorbim despre femeia matroană, vorbim despre, femeia angelică și prin toate aceste elemente încearcă să ipostazieze o lume ideală. De altfel, această expoziție se numește Antichitatea Imaginată și această Antichitate Imaginată este, cred că, salvarea pictorului. Recursul la un model suprem. Pentru ea, modelul suprem este Antichitatea, este în cele din urmă salvarea fiecăruia dintre noi. Ne găsim modelul, ne găsim ancora, ne găsim acele axe valorice care ne pot trece prin lume, astfel încât prezentul care este derutant să nu ne asfixieze.
Aceste lucrări sunt practic făcute la Craiova, după acei ani în care mersesem la Roma cu o bursă pentru a studia barocul, însă era imposibil să nu mă îndrăgostesc și de antichitate, pentru că răspundea foarte multor necesități interioare ale mele. Barocul fiind atât de exuberant și teatral, și lucrările pe care le-am pictat în acea perioadă influențate de baroc și destul de expresioniste, cred că după ce am experimentat așa o pictură convulsivă expresionistă, am avut nevoie de echilibru antic. Și unde altundeva decât la Roma aș fi putut să-l întâlnesc. Barocul numai într-o așa țară ar fi putut exista. Probabil că temperamentul italian a făcut posibil acest lucru. Ei se raportează altfel la artiști față de cum ne raportăm noi. Ei sunt înconjurați de frumusețe, deci au în ADN simțul estetic. Artiștii sunt valorizați. Ei fac totul întâi să fie frumos și apoi să fie funcțional. Cred că asta definește acest spațiu. E cultul pentru frumusețe, pentru suprema frumusețe. Poate că se și poate muri de atâta frumusețe, nu știu. Asemeni altor oameni de cultură europeană care și-au mărturisit de-a lungul timpului bucuria de a descoperi Italia, și pentru Claudia Mandi, întâlnirea cu arta italiană a fost definitorie. Două burse de studiu la Roma și la Veneția au ajutat-o să recepteze mesajul tainic al frumuseții care stăpânește cele două orașe. După întâlnirea cu ele, toată emoția și bucuria descoperirilor au inspirat-o în munca ei. Claudia Mandi, în ultimii 8 ani, a expus mai mult în Italia decât în România. A fost invitată să expună în numeroase galerii prestigioase din Roma, Veneția, Napoli și Sardinia. De-a lungul anilor a avut 21 de expoziții personale și a participat la numeroase simpozioane internaționale în Franța, Italia, Egipt sau Ungaria. Claudia Mandi a absolvit în 1997 Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, specializarea pictură, și tot aici a continuat studiile de master. Apoi a obținut o a doua specializare în istoria și teoria artei. A fost muzeograf la Muzeul de Artă din Timișoara și apoi la Muzeul de Artă din Craiova. În perioada 2012-2014 a beneficiat de bursa de studiu Vasile Pârvan la Academia din România, la Roma, iar în 2016 a fost bursieră la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Aceste stagii au determinat o schimbare radicală în arta Claudiei Mandi. A descoperit spiritul antichității pe străzile Romei baroce și de atunci pictează, influențată de antichitate și baroc, cu o tușă nervoasă și modernă. Claudiei Mandi are referințe puternice în barocul italian. Este o experiență dinamică, cu o preocupare pentru capacitatea expresivă a elementelor esențiale, spațiu, timp, lumină.
Lucrările Claudiei Mandi surprind expresia spectaculoasă a barocului italian și spiritul exuberant al bucuriei. Ele vorbesc despre spațiu, tensiune și teatralitate, având teme inspirate de mozaicurile romane sau de cupolele lui Francesco Borromini, de frontispiciile bisericilor venețiene sau de plafoanele palatelor baroc. Tema corpului feminin revine sistematic în opera artistei ca parte din întreg. Cei 2 ani de stagiu la Roma, ca bursieră la Academia din România, i-a oferit noi direcții, trecând de la neoexpresionism la o pictură de factură barocă cu accente prerafaelite. Pentru un an, în 2016, Bursa Nicolae Iorga de la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția i-a dat posibilitatea de a studia barocul în regiunea Veneto, unde un patrimoniu artistic excepțional i-a deschis alte direcții de cercetare. În proiectul Apa Zilei, Apa Nopții, pe care l-a dezvoltat în stagiu de la Veneția, artista extinde seria elementelor anterioare cu o nouă temă, Poetica Apei, o cercetare vizuală ce se situează între influențele antice romane și baroce din Italia. Exercițiu de tandrețe, acest experiment al meu la 2000 de ani distanță de antichitatea romană, la 2000 de kilometri de Roma mea iubită. Probabil că numai așa ne putem descătușa de dor. La ani distanță, la kilometri distanță, probabil că așa cu sufletul înrobit de tandrețe aici pot să scot din mine tot ce am acumulat la Roma și știu că tot ce mi s-a întâmplat acolo este un bagaj care va fi inepuizabil și voi avea de pictat foarte mult de acum înainte. În primul rând am descoperit-o la cursurile de istorie artei la facultate. Chiar am avut așa o experiență ciudată că îmi imaginam peisajele pictorilor italieni imaginare. Nu credeam că natura aceea exuberantă este posibilă. La prima călătorie în Italia am descoperit uimită că peisajele acelea existau în realitate. Școala italiană a fost o slăbiciune a mea înainte de a vedea muzeele italiene, înainte de a călători. Îmi amintesc că prima dată am stat o zi la Paris și am avut de ales ce văd la Louvre. Și m-am dus la pictura italiană. Am petrecut o zi numai la pictura italiană. Iar în anul 2000, când am călătorit prima dată în Italia, practic am știut ce am de făcut de atunci înainte. Am avut așa ca o revelație și mi-am dat seama că tema corpului uman o să fie o temă pe care o să o caut chiar să o epuizez, să o actualizez la temperamentul meu, la culoarea mea, la experiențele mele personale. Am pictat expresionist chiar în facultate. Eram destul de rebelă, poate de aceea, pentru că am avut la liceu doi pictori expresioniști geniali, domnul Grigorian Rusu și domnul Mihail Trifan. Astea au fost primele mele manifestări, deci m-am încartiruit destul de greu regulilor unei academii de artă. După terminarea facultății, am avut ani de zile în care am pictat portrete, dar tot destul de convulsive și de colorate. Și numai după vizita în Italia m-am întors la trup. Practic, a declanșat în mine dragostea pentru preterma tema a istoriei artei. La Roma am descoperit 3 direcții. Probabil că mersesem într-un moment de impas, când aproape că epuizasem tema portretelor interpretate, și am găsit brusc 3 direcții. Corpul hermeticum, toate ipostazele astea, de fapt, sunt plecate de la statui antice, au lentoarea și dinamica statuilor din antichitatea greco-romană. Corpus hermeticum s-a transformat apoi în tema zborul. Lucrarea de aici este chiar o reprezentantă a acestui ciclu, pentru că am o serie de lucrări zboruri pe foarte multe cromatici, de la albastru ceruleum, albastru cobalt, violet. În tema zborul am plecat de la o frescă din Pestu, în care este reprezentat un înotător ce se aruncă în mare. De fapt, este sufletul omului între lumi.
Atunci am realizat că de fapt nu pictez corpuri, practic pictez spirite. Și asta mi-am și dorit să nu fie carnale. Corpurile mele nu sunt erotice, sunt într-un zbor între extatic, între înot și zborul păsărilor. Nu se desprind prea mult de matricea lor, de statuara greco-romană. În tablourile Claudiei Mandi plutește un aer nespus de cast, în care personajele sunt într-un suspans grațios, într-un echilibru precar între forță și fragilitate, stare din care le izvorăște farmecul. Tot la Roma am descoperit roșul pompean, la Pompei. Chiar directorul Academiei din România de la Roma mi-a zis: Claudia, burja ta este pe baroc, dar tu lucrezi tot în spiritul antichității. Ce se întâmplă? Trebuie să-ți respecti proiectul. Conform unor studii, roșul pompean inițial era sienă naturală. În urma temperaturilor ridicate la care au fost expuși pereții din Pompeiul antic, în urma Vezuviului, au devenit acest roșu. Cu toții știm că în antichitate roșul era extrem de prețios, era apanajul regilor și al împăraților. În pictura romană, deci la distanță de pictura bine, distanță kilometrică, zic, am descoperit zone cu chiar acest tip de roșu pompean, care nu era urmarea temperaturilor vulcanului și se apropie, poate nu are aceeași strălucire. E un întreg laborator pentru a reda acest roșu, pentru că sunt straturi succesive de culoare, sienă naturală, transparențe aproape sticloase, cristaline de alburi, iar ulterior patinez cu acest roșu transparent. Și tot la Roma am descoperit și tema grădinilor. În Palatul Massimo, Casa di Livia, este bine cunoscut că împărații romani erau mari iubitori de natură și kilometri întregi de frește erau pictate cu grădini. La Pompei, în studiile mele obsesive, poate pentru că m-am îndrăgostit de pictura pompeiană, practic toate aceste corpuri așa micuțe și minuțioase sunt urmarea acestei influențe, acestui șoc estetic pe care l-am trăit la Pompei. Înainte de bursă, eu lucream tot dimensiuni mari, dar personaje mult mai expresioniste, mult mai colorate, cu tușe mult mai vânjoase. Deci după Pompei am descoperit plăcerea detaliului și de a mă apropia de toate aceste detalii, așa de aproape de bijutier. În Italia, acum vorbesc de o altă etapă din experiența mea italiană, de bursa de la Veneția. La bursa de la Veneția am descoperit culoarea. Școala venețiană e cunoscută pentru excesul de lumină și culoare și poate că am devenit puțin mai convulsivă, mai expresionistă în spiritul picturii venețiene. Nu știu care ar fi fost traseul meu fără această experiență fantastică. Am caiete întregi de schițe și mă simt așa bogată și încărcată pentru ani de zile și nu-mi doresc decât forța și puterea de a putea picta în continuare ideile care le-am acumulat atunci. Locurile pe care le vedem și spațiile în care viețuim își lasă amprenta asupra noastră, mai ales a creatorilor. Imediat se vede această influență în ceea ce fac eu. Cred că am un depozit de schițe și de idei pentru toată viața. Am întâlnit extrem de mulți oameni cuceriți de antichitate din toate categoriile sociale sau intelectuale. Este o rețetă a frumuseții care funcționează și are o putere de seducție uriașă. Mereu acolo, la izvorul de frumusețe suprem, la grecii antici care au schimbat
Europa, la romanii care au avut un factor atât de civilizator și au construit porturi, orașe, drumuri cu pasiunea cu care poate barbarii au plecat la război. Romanii au avut așa o mare necesitate pentru frumusețe. Nu era un lux, era chiar o necesitate. Perioada Belle Époque a fost trăită cu frenezie și în Calafat, port mic, dar cosmopolit al Dunării, care era legat economic de Budapesta și de Viena, iar prin ele de celelalte mari capitale ale Apusului. Atunci s-au ridicat frumoasele case ale orașului, iar viața socială era impulsionată de mari proprietari de moșii și de bogații negustori greci stabiliți în Calafat. Și Carol I a fost primit cu fast la Calafat alături de întreaga familie regală, la inaugurarea Monumentului Independenței, la 28 aprilie 1904. În acele vremuri, protipendada Craiovei era nelipsită la ospețele, balurile și vânătorile renumite ale calafetenilor. Tot acest fast și cosmopolita comunitate de aici au dispărut odată cu venirea comunismului, iar tristețea cu care te întâmpină astăzi Calafatul nu mai are nimic în comun cu viața trepidantă a micului port la Dunăre. Viața luxoasă și îmbelșugată a orașului mai poate fi descoperită doar în fotografii vechi sau în frumoasele case ale orașului care astăzi își trag ultima suflare. Din acea neuitată Belle Époque a rămas mărturie cea mai frumoasă casă a Calafatului, un simbol al orașului, Palatul Marincu. Istoria acestei bijuterii arhitectonice a început în zorii secolului al XX-lea și continuă și astăzi, când găzduiește Muzeul de Artă al Calafatului. Construit în stilul eclectic al vremii, neoclasicist francez cu accente baroc și rococo, palatul a fost ridicat între anii 1905-1907 de Ștefan Marincu, care l-a invitat pe renumitul arhitect francez Paul Gautreux să proiecteze reședința familiei sale. Arhitectul francez el a renumit în acele vremuri pentru opera sa, clădirea Cecului din București, Palatul Regal, Palatul Cotroceni sau Biblioteca Centrală Universitară. Cele mai mari familii aristocrate i-au încredințat proiectele locuințelor lor din București, cât și pe domeniile de la țară. Palatul construit după planurile lui are 3 niveluri și o suprafață de 8.333 de metri pătrați și a fost ridicat în mijlocul unui domeniu, în plin centru al Calafatului, având o panoramă asupra Dunării și a vechiului port. Clădirile anexe ale palatului de odinioară, fosta casă a portarului și cea a personalului dotată cu 8 camere, găzduiesc astăzi instituția ale statului și biblioteca orașului. În spatele palatului se întindea în vremurile bune o grădină impresionantă, cu pomi de esențe rare, dar și fructiferi, iar sera era locul arborilor exotici, lămâi, chitri, portocali și multe soiuri de palmieri, care vara decorau aleile domeniului.
Palatul l-a făcut Ștefan singur cu tatăl lui. Cum a făcut și cabou din cimitir, a avut un gust artistic foarte sigur, a ales și arhitectul regal ca să deseneze planurile. Arhitectul Rogalski a supravegheat lucrarea, a dus din Italia un arhitect decorator Adotti, care a venit cu echipa lui de bronzări și de cioplitori marmură. Cioplitorii au rămas în calafat și două generații au făcut crucile din cimitir, Traumero și Giorgetti, celebri, așa, iar acesta Adotti s-a îndrăgostit așa de calafat, încât a rămas în calafat și a făcut o casă pe tunel cu vedere spre Balcani și fata lui a măritat-o cu un preot român, Inocente Ștefănescu, familie veche calafeteană. Scriitoarea Florența Georgeta Marincu, descendentă a familiei, timp de peste 20 de ani a reconstituit istoria străbunilor săi într-o adevărată saga de familie. E o familie mare, cu foarte mulți membri, cu foarte multe evenimente și am putut să o descriu de-a lungul a 5 volume în cioburi de istorie, carte care a luat premiul și în țară și în străinătate.